Bună seara, vă spun din nou, la emisiunea Teologia în Actualitate, cu pași grăbiți ne îndreptăm spre sărbătoarea nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Toată această lună este o lună de pregătire, o pregătire spirituală, pentru a putea sărbători cu o inimă curată ceea ce, de fapt, am găsit scris în Evanghelie, și anume că Fiul lui Dumnezeu a venit pe pământul acesta, s-a întrupat și prin această întrupare și prin viața pe care a trăit-o și prin moartea pe care a realizat-o pentru noi și prin învierea Lui, noi astăzi avem mântuirea. De aceea, în această seară, doresc să abordăm un subiect care este legat de întruparea Mântuitorului nostru, ne ajută să ne pregătim, și anume cuvânt și întrupare. Cuvântul lui Dumnezeu și întruparea Fiului Său. Și în seara aceasta am bucuria să pot dialoga cu domnul conferențiar universitar Ieremia Rusu, rectorul Institutului Teologic Creștin după Evanghelie Timoteus. Mă bucur că sunteți din nou în studio. Bun găsit pe dumneavoastră și pe telespectatorii dumneavoastră. A trecut ceva vreme de când nu ne-am mai întâlnit și n-am mai făcut emisiuni împreună. Vă mulțumesc că ați acceptat să fiți în seara aceasta cu noi și aș pleca cu discuția aceasta despre cuvânt și întrupare cu un eveniment pe care l-ați organizat recent, și anume centenarul traducerii Bibliei Dumitru Cornilescu, pe care l-ați organizat, Institutul Timoteus l-a organizat, și aș vrea să vă întreb de ce ați considerat important să fie comemorat traducătorul versiunei Bibliei pe care a tradus-o, adică Dumitru Cornilescu. De ce anume ați organizat acest eveniment și puțin despre eveniment, dacă puteți să ne spuneți. În data de 4 decembrie am organizat această conferință științifică internațională sub numele Centenarul traducerii Dumitru Cornilescu, impactul religios și cultural, și au fost trei instituții de învățământ universitar care au organizat evenimentul. Sigur, este Institutul Teologic Creștin pe Evanghelie Timoteus din București, Institutul Teologic Baptist din București și Facultatea de Teologie Baptistă din cadrul Universității din București. Am organizat acest eveniment pentru că este și un omagiu adus traducătorului Bibliei. Prima traducere, cea din 1921, este cea mai longevivă, a împlinit 100 de ani. Dar mai mult decât atât, am vrut ca să celebrăm pe Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu prin cuvântul Său și prin traducătorul Bibliei Dumitru Cornilescu. Este o lucrare formidabilă pe care Dumnezeu a făcut-o în România pentru poporul român. Dumnezeu iubește și poporul român și a organizat lucrurile de așa manieră încât prin efortul lui Dumitru Cornilescu, dar și ajutat de exemplu, prințesa Ralu Călimachi și alte personalități, a putut ca să traducă Biblia pe înțelesul poporului într-o limbă română modernă, accesibilă poporului, în așa fel încât am putut ca să avem Sfânta Scriptură și milioane și milioane de români în acești 100 de ani au putut ca să citească cuvântul lui Dumnezeu. Și am avut o plăcere și personală, pentru că la fel ca și cadrele universitare, cercetătorii, absolvenți de teologie care au participat la conferință, și eu iubesc Biblia. Și am fost preocupat de faptul că ca și românii să aibă Sfânta Scriptură accesibilă în limbajul poporului, să fie accesibilă tuturor păturilor sociale. Chiar din 1990 am făcut parte din
colectivul care s-a ocupat de traducerea interconfesională a Bibliei. A fost sub conducerea preotului profesor dr. Sabin Verzan și a pastorului profesor dr. Vasile Rosche. A fost colectivul acesta, timp de 4 ani s-a ocupat. Și în prezent sunt în colectivul pastoral, în comitetul pastoral al traducerii EDCR, ediția Dumitru Cornilescu revizuită, care este accesibilă pe internet și pe care o recomand cu toată căldura, pentru că, într-adevăr, este un colectiv de traducători extraordinar care se ocupă de această traducere și comitetul pastoral este în comitetul pastoral sunt reprezentate cultele evanghelice. Această traducere este făcută sub Societatea Interconfesională, parcă, sau da. Societatea Interconfesională. Nu ați... Ați vrut să nu ratați momentul. 1921-2021, 100 de ani de la un eveniment care a marcat, de fapt, istoria noastră ca și români. Ce-ar fi pierdut românii dacă traducerea Bibliei în versiunea Dumitru Cornilescu? Pentru că avem și alte traduceri, avem alte traduceri în limba română. Ce-ar fi pierdut dacă nu ar fi fost această traducere? N-am fi avut traducerea Dumitru Cornilescu. Traducerea Dumitru Cornilescu a ajutat pe foarte mulți români ca să se apropie de Dumnezeu prin cuvântul său. Și aceasta pentru că limbajul folosit de Dumitru Cornilescu a fost accesibil multor pături sociale și cel puțin pentru mine personal este o experiență pe care am văzut-o regăsită în multe alte situații. Este ca la Timotei și Apostolul Pavel îi scrie în 2 Timotei 3, 14, 17. Tu să rămâi lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat, căci știi de la cine le-ai învățat. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, care pot să-ți dea înțelepciunea, care duce la mântuire prin credința în Iisus Hristos. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune, neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Această traducere a ajutat pe oameni ca să se apropie de Sfânta Scriptură, pentru că Biblia este o carte complexă. Atât prin mijloacele literare care se folosesc, prin faptul că a fost scrisă pe o perioadă îndelungată în limba ebraică, apoi Noul Testament în limba greacă, trebuie să petreci timp ca să înțelegi. Și îndepărtând bariera lingvistică, dacă este o traducere care este arhaică, o traducere care adaugă o barieră în plus față de necesitatea aceasta de a te apleca asupra Bibliei și a medita, a studia cuvântul lui Dumnezeu. Dacă adaugi bariera lingvistică, folosind terminologia, de exemplu, mulți termeni slavoni sau arhaici, care nu pot fi înțeleși atât de ușor de către popor, doar de către specialiști, dacă mai îndepărtezi această barieră, oamenii descoperă că Biblia este o bibliotecă, practic, de cărți și este fascinantă, este extraordinară, cu adevăruri profunde, care transformă viața oamenilor. Și lucrul acesta s-a întâmplat cu foarte mulți oameni care au reușit să citească Biblia și citind Biblia, ei au ajuns ca să îl înțeleagă pe Dumnezeu, să cunoască mai multe lucruri despre Dumnezeu, din ce Dumnezeu revelează în cuvântul său și ceea ce cere Dumnezeu de la om.
Pe lângă aceasta este și aspectul comunitar. Nu numai că oamenii au citit Biblia, dar au ajuns ca să și studieze împreună în comunitate și în biserici locale. Și lucrul acesta a clădit niște biserici în care valorile spirituale, valorile creștine sunt cele care sunt promovate, sunt transmise mai departe din generație în generație. Iar lucrul acesta a transformat indivizi, a transformat grupuri de oameni și a adus apropierea oamenilor de Dumnezeu și a societății. Pe lângă aceasta, Dumitru Cornilescu, care a fost un traducător de excepție, un poliglot, el a reușit, prin această traducere modernă, a reușit ca să îmbogățească limba română. Sigur că păturile aristocratice și oamenii educați aveau un limbaj elevat. Dar poporul, ajungând ca să interacționeze cu Sfânta Scriptură, cu Biblia, și-au îmbogățit și ei și și-au însușit un limbaj. În felul acesta, limba poporului român a ajuns ca să fie îmbogățită. Foarte frumoasă călătorie, de la vorbă la întruparea în tipar a cuvântului rostit, întrupat în cuvântul cărții și Biblia, așa cum avem noi, a supraviețuit atâta timp și chiar unii se întreabă dacă versiunea Dumitru Cornilescu mai este încă de actualitate sau unii și-ar ridica problema aceasta. Mai este versiunea Dumitru Cornilescu actuală pentru generația aceasta? Sigur este actuală, sigur ea mai trebuie revizuită și chiar se fac eforturile acestea, așa cum am menționat, de către societatea interconfesională, biblică interconfesională, și se fac eforturi pentru revizuire, pentru că chiar și revizuirea este în spiritul lui Dumitru Cornilescu, care a scos o ediție în 1921, una revizuită în 1924, alta revizuită în 1931. Și preocuparea aceasta ca să avem cuvântul lui Dumnezeu în terminologia actuală continuă și astăzi. Traducerea Dumitru Cornilescu este o traducere valoroasă care poate să fie de folos și generațiilor actuale și chiar recomand și tinerilor să citească Biblia, pentru că am constatat că limbajul generației tinere, vorbind generic, limbajul a ajuns ca să se micșoreze foarte mult, să se restrângă foarte mult. Ori dacă interacționez cu Cartea Cărților, cu Sfânta Scriptură, și limbajul ajunge ca să fie dezvoltat. Suntem în discuția aceasta despre Sfânta Scriptură și vreau să le aduc aminte cititorilor și Sfintelor Scripturi, cât și celor care ne urmăresc în această emisiune, că cuvântul acesta este extrem de important și nu am pierdut ideea că vom vorbi și despre relația dintre cuvânt și întrupare, dar am explorat împreună despre această minunată carte și despre evenimentul pe care ni-l prilejuiește versiunea, traducerea făcută de Dumitru Cornilescu în 1921. Dar înainte de a ne muta puțin mai mult spre a vedea relația dintre cuvânt și întrupare și cum ar trebui noi creștinii să nu eliminăm Biblia din viața noastră, aș vrea să vă întreb care sunt câteva adevăruri fundamentale despre Sfânta Scriptură pe care evanghelicii în general le afirmă. În primul rând, Sfânta Scriptură este pentru evanghelici cuvântul lui Dumnezeu. Nu numai pentru evanghelici, pentru toți creștinii este considerat așa. Ceea ce este specific însă evanghelicilor este principiul formulat de Martin Luther
reformatorul Martin Luther, sola scriptura, numai scriptura. Și aceasta înseamnă Sfânta Scriptură este autoritatea unică pentru doctrină, pentru învățătură, pentru creștinii evanghelici. Acest principiu cardin a fost îmbrățișat de evanghelici ca un principiu cardinal. Și un al doilea aspect pe care și Martin Luther l-a menționat a fost că Biblia este nu numai sursă de doctrină, ca fiind sola scriptura singura autoritate, dar este și sursă de viață, pentru că îl pune pe om în legătură cu Dumnezeu, dătătorul vieții, nu numai biologice, dar și a vieții spirituale. Și acest lucru este extrem de important pentru că, așa cum Martin Luther a ajuns ca să traducă Biblia, să o pună în mâna oamenilor, pentru ca viața oamenilor să fie schimbată, apropiindu-se astfel de Dumnezeu, tot așa și noi în poporul român trebuie să avem această preocupare de a ne însuși cuvântul lui Dumnezeu ca normă de doctrină și de viață, astfel încât viețile noastre să fie, gândirea noastră și trăirea noastră să fie biblică, să fie străbătute de cuvântul lui Dumnezeu. Și aceasta ne și transformă lăuntric după chipul lui Dumnezeu. Sigur, după chipul Domnului Iisus Hristos. Sigur că aceasta se face prin lucrarea Duhului lui Dumnezeu. Deci este fundamentală pentru trăire și învățătură și trăire pentru noi toți creștinii, de fapt ar trebui să fie această carte extrem de importantă și să facem din ea nu doar o lectură care să îmbogățească cunoștințele noastre, dar să lăsăm mai mult acest cuvânt să pătrundă înspre a ne transforma convingerile și ulterior, cu siguranță, ne va transforma și comportamentul. Dar unii menționează că Biblia este o carte care are greșeli și aceste greșeli care sunt în Sfânta Scriptură ar face ca Biblia să nu fie chiar atât de importantă și iar diminua credibilitatea Sfintelor Scripturi. Cum ați răspunde la această acuzație pe care unii o aduc? Când eram adolescent și m-am întors la Domnul, am ajuns ca să mă încred în Domnul Iisus Hristos pentru mântuirea mea, am avut o frică, o temere, dacă găsesc vreo greșeală în Biblie, atunci toată credința mea se va ruina. Am constatat mai târziu că Biblia nu are erori, sunt paradoxuri, nu sunt contradicții, sunt anumite pasaje pe care nu le înțelegem plenar, dar nu are erori. Și ce este esențial? Este faptul că ceea ce revelează cuvântul lui Dumnezeu, îl revelează pe Dumnezeu, îl revelează pe Domnul Iisus Hristos, lucrarea de mântuire a Domnului Iisus Hristos, modul în care primim mântuirea. Și prin cuvântul lui Dumnezeu ajungem ca să avem o relație interpersonală vie cu Dumnezeu cel viu și adevărat. Când ai această relație interpersonală vie, Dumnezeu devine Tatăl tău, Domnul Iisus Hristos este Stăpânul, este Domnul, ne conduce viața prin cuvântul său, când începe această trăire, atunci Biblia își atinge scopul și constatăm că niciun cuvânt nu este lipsit de putere din Biblie. Deci Biblia este o carte care trebuie să o înțelegem cu un ajutor, nu doar printr-un procedeu rațional, ci avem nevoie de
o experiență spirituală și interacțiunea cu acest cuvânt este o experiență spirituală, cum a spus, și atunci când ne apropiem de Biblie cu o inimă curată și cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care ne ajută să înțelegem, vom vedea că nu există greșeli, ci există anumite aspecte care se completează sau par paradoxuri la prima vedere, dar care ulterior se completează. Apropiindu-ne de evenimentul acesta mare al întrupării Domnului Iisus Hristos, evanghelistul Ioan găsește cu cale să vorbească despre cuvânt. Și el spune, la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu, toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ceea ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. A venit un om trimis de Dumnezeu, numele lui era Ioan. Și textul continuă, ajungând la Mântuitorul nostru care a venit în lume, Domnul Iisus Hristos, a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit le-a dat dreptul să se numească copii ai lui Dumnezeu. Despre ce cuvânt vorbește Apostolul Ioan aici? În acest capitol, Ioan capitolul 1, Evanghelia după Ioan capitolul 1, în versetul 14, explică și cuvântul, care este logosul în limba greacă, s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca singurului născut din Tatăl. Și logosul, cuvântul, care este creator, susținător, este și mântuitor prin faptul că s-a făcut trup, s-a făcut carne. Este o alăturare de neimaginat pentru mintea omenească. Logosul este mintea supremă, este cuvântul creator, cuvântul care menține totul în ordine, rațiunea care ține toate lucrurile împreună, este gândul, voia lui Dumnezeu. Și cuvântul se face carne, se face trup. Și lucrul acesta îl știm pentru că chiar ați menționat versetele dinainte, 11 la 13. Spune acolo că a venit la ei săi și ei săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copiii lui Dumnezeu. Născuți nici din sânge, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Și cuvântul Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, s-a întrupat pe pământul acesta cu scopul de a ne dărui nouă mântuirea tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui. Le-a dat dreptul să se facă copiii lui Dumnezeu. Această schimbare de apartenență, nu mai facem parte din lumea răzvrătită împotriva lui Dumnezeu, alienată de Dumnezeu, ci facem parte din familia lui Dumnezeu, copiii lui Dumnezeu. Aceasta este posibilă doar prin lucrarea mântuitoare a Domnului Iisus Hristos. Lucrarea mântuitoare care începe la întrupare, care continuă pe parcursul vieții Domnului Iisus Hristos ca om pe pământ, fără niciun păcat. Și apoi este desăvârșită la cruce, când Domnul Iisus Hristos preia păcatele tuturor oamenilor, ale mele, ale fiecăruia, a preluat păcatele noastre în trupul Său pe lemn, a murit pe cruce, pentru ca a treia zi să învieze și să fie viu în vecii vecilor. El a făcut toată această lucrare de la întrupare până la înviere, chiar și astăzi face o lucrare de mijlocire pentru noi oamenii. El a făcut toată această lucrare pentru salvarea noastră, din dragoste pentru noi. În Ioan, capitolul 3, versetul 16, este binecunoscutul verset de aur al Bibliei, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică.
este lucrarea de mântuire din dragoste pentru noi, de la întrupare până la moarte pe cruce și înviere. Și Domnul Iisus Hristos a venit ca om, s-a întrupat, El este Dumnezeu Fiul, s-a întrupat ca să se identifice cu noi. S-a întrupat ca să ne reveleze perfecțiunea lui Dumnezeu. Aceasta o spune și în versetul 14 din Ioan, dar o spune și în versetul 18, în care arată clar că nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, singurului Fiu care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Deci ni l-a revelat pe Tatăl, s-a identificat cu noi și de aceea este un mare preot care ne înțelege, ne cunoaște și care mijlocește pentru noi. Domnul Iisus Hristos s-a întrupat ca noi să avem acces la Dumnezeu Tatăl pe baza drepturilor sale, a neprihănirii sale. Pentru că Domnul Iisus Hristos a venit în lumea noastră și s-a făcut om, noi avem îndrăzneală ca să venim înaintea lui Dumnezeu Tatăl. Deci, cu alte cuvinte, ce face Apostolul Ioan aici este că mută cumva definiția, schimbă definiția termenului cuvânt de la un grup de sunete sau de litere, de la cea imagine pe care o avem noi cu privire la cuvinte, o mută pe o persoană. Și cumva persoana aceasta este purtătoarea de mesaj. Și cum spuneați, aduce mesajul lui Dumnezeu și în lumea noastră, de fapt, acest cuvânt am putea să spunem că face acea lucrare de a recrea, a crea din nou, pentru că textul spune aici, la început era cuvântul. A fost Fiul atunci, la început? Sau putem vorbi despre cuvântul, această persoană, cuvântul, adică cuvântul ca și persoana Domnului Iisus Hristos, parte în creație? În niciun caz. Acest la început nu înseamnă că înainte de întemeierea lumii a fost creat Fiul. Nu. Biblia este foarte clară, este un singur Dumnezeu, Dumnezeu triunul Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și este o singură ființă, Dumnezeu, care este în afara timpului. A creat universul acesta nu în timp, ci cu timpul, cu spațiu, energie și timp. Deci, timpul nu este o caracteristică a lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu ne-a revelat că la Dumnezeu o zi sunt ca 1000 de ani și 1000 de ani ca o zi. Dar aceasta nu la noi oamenii. La noi oamenii o zi, 1000 de ani, 1000 de ani. La Dumnezeu este 1000 de ani ca o zi și o zi ca 1000 de ani. O spune Moise în Psalmul 90 și o reia Apostolul Petru. Este un adevăr certificat și în Vechiul Testament și în Noul Testament. Deci, Domnul Iisus Hristos este Dumnezeu din veșnicie, coegal, coetern cu Tatăl și cu Duhul Sfânt. Dar, ca și cuvânt întrupat, aceasta are loc într-un anumit moment. Atunci când Fecioara Maria a rămas însărcinată și l-a născut pe pruncul Iisus. Deci, ca și om, Domnul Iisus Hristos, care are dublă natură, Dumnezeu și om, are un început în natura omenească. Dar în divinitatea Domnului Iisus Hristos nu exista niciodată nicio modificare. Deci El este fără început, a preexistat actului întrupării, a fost parte la creație cu a și Dumnezeu triun împreună cu... Chiar agentul creației, din ce spune în Ioan capitolul 1, versetele 1 la 3, dar și în Coloseni
1:16, chiar actul creației s-a făcut prin Domnul Iisus Hristos. El este agentul creației din Trinitate. Cu alte cuvinte, prin întruparea Domnului Iisus Hristos, Dumnezeu ne-a trimis un mesaj. El este mesajul, este cuvântul de care noi aveam nevoie și de aceea în evrei este scris: după ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, cuvinte spuse, rostite, ulterior scrise în cărțile profetice, în multe rânduri și multe chipuri, la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor prin care a făcut și viacurilor. El este oglindirea slavei Lui, a Lui Dumnezeu, adică, și întipărirea ființei Lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui. A făcut curățirea păcatelor și a șezut la dreapta măririi în locurile preanalte. Exact acest lucru cred că îl spune și autorul epistolei către evrei. El este creatorul universului, el este susținătorul universului și Dumnezeu Fiul este și mântuitorul celor ce se încred în El. Avem și un cuvânt scris. Fiul s-a întrupat, dar ce rol are cuvântul scris, care vorbește despre, de fapt, cuvântul persoană, întruparea în persoana Domnului Iisus Hristos? Ce rol are Sfânta Scriptură în pregătirea pentru sărbători, în viața noastră spirituală? Cred că pregătirea pentru sărbătoare trebuie să fie legată de cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Iisus le-a spus fariseilor ca un reproș, le-a spus: cercetați scripturile, fiindcă socotiți că în ele aveți viața veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. De aceea, studierea cuvântului lui Dumnezeu ne dăruiește viața veșnică, dar prin Domnul Iisus Hristos. Și cu atât mai mult în această perioadă în care din cauza faptului că sunt sărbătorile, noi putem să fim deturnați de la cuvântul lui Dumnezeu și de la Domnul Iisus Hristos și ajungem la consumerism, la întoarcerea privirilor de la Domnul Iisus Hristos către un personaj imaginar, cum este Moș Crăciun. Ajungem la o preocupare și o investiție mare în daruri, brad de Crăciun, în mesele festive, în relațiile care sunt. Dar noi trebuie să recuperăm sărbătoarea, pentru că am citit un sondaj Gallup făcut în 57 de țări și doar 6% din cei intervievați se gândesc la semnificația religioasă a sărbătorii. Foarte puțin. Ori, dacă ne întoarcem la cuvântul lui Dumnezeu și ajungem ca să recitim istoria nașterii Domnului Iisus Hristos, aceasta individual, ca familie, și lucrul acesta ar fi de mare valoare, nu numai bucuria care este la masa de Crăciun, dar bucuria în jurul cuvântului lui Dumnezeu, care este o hrană pentru suflet. Și, de asemenea, comunitar, în biserică. Dacă ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu și în ea vedem pe Domnul Iisus Hristos, atunci noi ne întoarcem privirile către Mântuitorul lumii și lucrul acesta are un efect fundamental în viețile noastre. Deci, cuvântul scris este de mare valoare, dar această valoare nu este benefică pentru mine, nu îmi folosește mie, dacă nu îl deschid și nu îl citesc. Mă gândeam, în timp ce exemplificați cu sondajul acela, mă gândeam dacă s-ar face acum un sondaj în țară la noi, sau nu doar în țară la noi, dar în țară la noi, și să evaluăm câți dintre noi, ca și creștini,
români, ne gândim în perspectiva sărbătorii nașterii Mântuitorului să citim Biblia. Sau câți dintre noi ne gândim ce vom face de Crăciunul acesta, ce vom mânca, ce vom găti, ce evenimente, ce relaxare vom avea, ce alte lucruri vom face, dar câți oare am fi gata să punem acolo, mi-aș propune să citesc Biblia cu ocazia acestor sărbători. Ați putea recomanda ceva programe de citire? Cum ar trebui un credincios să se apropie de sărbătoarea aceasta, practicând citirea Sfintei Scripturi și meditând la ceea ce găsim scris acolo? Am un program de Biblie foarte bun și îl recomand din toată inima. Citirea zilnică a Bibliei, minim 20 de minute pe zi. Individual, minim 20 de minute pe zi. Sunt multe programe, inclusiv pe internet, sunt programe de Biblie în care poți să citești Biblia într-o formă sau într-alta, toată Biblia într-un an, Vechiul Testament odată, Noul Testament de două ori, în diferite formule. Nu contează atât de mult lucrul acesta, fiecare stabilește personal, dar programul pe care îl recomand, citirea zilnică a Bibliei, minim 20 de minute pe zi. Citirea nu numai ca să ne informăm, dar citirea într-o atitudine devoțională în care ne rugăm, deschidem Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că este singura carte pe care o citim, așa cum bine spunea cineva, o citim în prezența autorului. Și deschidem Biblia în modul în care ne-am gândit. De exemplu, în perioada aceasta se poate citi din Evangheliile, din cele patru Evanghelii, se poate citi istoria nașterii Domnului Iisus Hristos, primele capitole din fiecare Evanghelie. Și se poate citi, poate să fie nu mult, dar o unitate de idei, un paragraf sau un capitol întreg. Citești, meditezi, notezi, te rogi. Și pe parcursul zilei te gândești la ceea ce am citit. Când facem lucrul acesta, este o mare binecuvântare pentru sufletele noastre. Pot fi luate și pasaje din Vechiul Testament, care vestesc nașterea Domnului Iisus Hristos și venirea Mântuitorului Lumii. Și este fascinant când ajungi ca să citești în această stare de închinare, de de a-L asculta pe Dumnezeu, când facem lucrul acesta, este o hrană sufletească foarte puternică. Sigur că nu suntem împotriva unei mese festive, împotriva darurilor, dar să facem lucrul acesta mai presus de orice. Citirea Sfintei Scripturi, putem ca să învățăm și colinde, să le și cântăm, și acestea ajută sufletul nostru în închinare înaintea lui Dumnezeu. Prezența, de asemenea, la biserică este o mare binecuvântare pentru sufletul creștinului. Ați vorbit despre citire. Ce ar dobândi cineva dacă ar citi și s-ar pregăti prin citirea Sfintelor Scripturi de această sărbătoare? Ce anume ar dobândi cineva dacă ar introduce această disciplină a citirii? Cu ce s-ar alege? Se alege cu relația cu Dumnezeu. Ori, lucrul acesta este esențial. Să avem o relație personală cu Dumnezeu. Pentru că cuvântul pe care eu îl citesc îmi hrănește mie sufletul și îmi facilitează relația mea cu Dumnezeu. Eu vorbesc lui Dumnezeu prin rugăciune, prin cântare, iar Dumnezeu îmi vorbește prin citirea Sfintei Scripturi. Atunci când citesc, când meditez, când studiez cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu îmi vorbește. Aceasta transformă mentalitatea mea
și îmi dă o relație vie, interpersonală cu Dumnezeu cerului și al pământului. Doar citirea pentru informare devine plictisitoare. Dar relația, cea mai mare bogăție a vieții este relația interpersonală. În primul rând cu Dumnezeu și apoi și cu semenii. Această relație cu semenii este ceea ce a stabilit Dumnezeu chiar prin creație. Noi suntem ființe sociale și avem nevoie unii de ceilalți, avem nevoie de înțelegere, avem nevoie de dragoste, avem nevoie ca noi să slujim pe alții, noi să iubim pe ceilalți, să le fim de folos. Și bogăția aceasta fundamentală, care este relația interpersonală, trebuie să înceapă cu relația cu Dumnezeu. Și probabil că cine ar citi Biblia ar începe să și înțeleagă ce sărbătorește prin această relație, ar intra în relație cu Dumnezeu și ar și înțelege ce sărbătorește. Nu a mai ajunge doar la a ne rezuma ce sărbătoriți, Crăciunul, Moș Crăciun, ce sărbătoriți pe Iisus care s-a întrupat, dar fără să înțeleagă de plinul act al lui Dumnezeu de a veni la noi, probabil că s-ar descoperi și omul ar descoperi foarte multe lucruri despre ceea ce a făcut Dumnezeu prin actul întrupării. Apare recunoștința, apare mulțumirea, apare nevoia de a te închina înaintea lui Dumnezeu. Iarăși o nevoie fundamentală pe care o are omul. Și aceasta facilitată prin cuvântul lui Dumnezeu. Sunteți și dumneavoastră și școala pe care o conduceți, universitatea aceasta, institutul creștin după Evanghelie, Timoteus, veți fi angrenați în această sărbătoare. Ce fac studenții în perioada de sărbători? Pentru că noi, cei de la teologie, avem un specific și studenții noștri... Ce fac studenții de la Timoteus în perioada de sărbători? În perioada de sărbători sunt în practică pastorală. Ce înseamnă asta? Da, trebuie să facă practică. Aceasta înseamnă să fie implicați în diferitele slujiri pe care... le avem în cadrul bisericilor locale și slujirile acestea sunt de la cele sociale, ajutorare, de vestirea Evangheliei, chiar și prin colinde, până la lucrările care se fac în biserica locală. Predicare, relații pastorale, vizite, de asemenea, de exemplu, o scenetă cu tineri, cu copii, contează foarte mult, cor și grupuri de închinare. Deci toate lucrările acestea sunt centrate pe celebrarea nașterii Domnului Iisus Hristos și sunt un imn de închinare care se aducă înaintea lui Dumnezeu. De studenții au foarte mult de lucru, atât de Crăciun cât și de Paște. și profesorii de asemenea, că categoric sunt implicați în slujirea unor biserici locale și toată această slujire a noastră, mai ales și în perioada aceasta a întrupării, sărbătorii întrupărilor Domnului Iisus Hristos, presupune tocmai cuvânt, dar cuvânt proclamat. Și am vorbit despre cuvântul vestit, adus prin viu grai, cuvântul tipărit, am vorbit despre cuvântul întrupat, Hristos, Mântuitorul nostru, am vorbit despre faptul că noi astăzi avem cuvântul care conține cuvântul, pare un paradox, dar cartea aceasta, Biblia, conține exact despre cuvântul care s-a întrupat și am văzut că avem o slujire. Ce ați putea să ne spuneți despre această predicare a cuvântului, proclamarea cuvântului, ca să rămânem în această notă a cuvântului, temei noastre, cuvânt și întrupare, cum ar trebui făcută în perioada aceasta de sărbători?
Cred că este un mesaj formidabil pe care îl aduc îngerii păstorilor și în Luca, capitolul 2, versetele 10-11, îngerul le-a zis, nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Și mesajul începe în felul acesta, nu vă temeți. E interesant că și Fecioarei Maria, îngerul i-a zis în Luca 1:30, nu te teme, Marie, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. Și iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu, căruia îi vei pune numele Iisus. El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preaînalt. Și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David. Va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Acest nu vă temeți este un mesaj extrem de puternic și de valoros, mai ales în perioada aceasta în care în societate este multă temere, este multă îngrijorare, pentru că societatea a fost perturbată de pandemie, sunt oameni care se îngrijorează foarte mult, inclusiv din punct de vedere economic, nu numai din punct de vedere medical, viața fiind pusă în pericol, cunoaștem fiecare dintre noi familii care au trecut chiar prin pierderea cuiva drag. Și această temere poate să fie înlocuită prin predicarea Evangheliei, așa cum mesajul a fost adus de îngeri și le-a spus păstorilor, nu vă temeți că își va duc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Și astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Această vestire este atât de importantă în perioada aceasta, inclusiv pentru poporul român. Și poate să fie adusă. Aveam una dintre lucrările pe care le făceam în anii trecuți, era ca să mergem în spitale, acolo unde erau oameni care, din cauza unor probleme grave, nu puteau să fie trimiși acasă pe perioada sărbătorilor și trebuiau să, viața lor depinzând de spitalizare. Și mergeam, tineri, adolescenți, copii, persoane adulte care vesteau prin colind, prin cântare, prin scurte mesaje, prin literatură sau cât un mic cadou, se vestea nașterea Domnului Iisus Hristos. Să le aducem și lor puțină bucurie și simțul acesta al sărbătoririi nașterii Domnului Iisus. Nu se mai poate aceasta, dar se poate să o faci, de exemplu, prin intermediul internetului. Anul acesta nu se va putea. E al doilea an în care nu putem. Dar se poate face ceva. Se poate, de exemplu, înregistra o melodie, un mesaj, transmite pe internet celor dragi niște mesaje de încurajare, de bucurie, care să fie utilizate. Da, mulțumesc foarte mult și pentru acest îndemn. L-aș foarte frumos, ne-ați atras atenția și ne-ați îndemnat să facem lucrul acesta. Cu alte cuvinte, dacă ar fi să-l spun așa pe scurt și direct, frontal, aș spune să nu predicăm COVID în această sărbătoare a nașterii Mântuitorului, ci să predicăm speranța care o duce Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Și mulțumim, pentru că e foarte important în contextul acesta să nu uităm mesajul pe care trebuie să îl comunicăm. Ne apropiem de încheiere și aș vrea să vă întreb ce mesaj ați dori să transmiteți celor care ne urmăresc din partea Institutului Timoteus din București, care ar fi mesajul dumneavoastră față de cei care ne urmăresc cu ocazia acestor sărbători.
Doresc tuturor celor care vor viziona, vizionează și vor viziona această emisiune, ca prezența Domnului Iisus Hristos, cel înviat, acelui care s-a întrupat și a murit pentru păcatele noastre și a înviat și este viu în vecii vecilor. Prezența reală a Domnului Iisus Hristos să fie în inimile și în familiile tuturor. Astfel încât El să fie înălțat, astfel încât El să fie proclamat, propovăduit, dar și noi să ne bucurăm de starea aceasta de copiii lui Dumnezeu prin credința în Domnul Iisus Hristos. Doresc tuturor sărbători fericite și multă bucurie în Dumnezeu. Vă mulțumim și noi pentru participarea la emisiune și la fel vă dorim și noi, dumneavoastră, familiei dumneavoastră, o sărbătoare plină de cuvânt. Mulțumesc. Vă dorim o sărbătoare a bisericii, adunării în care sunteți implicat ca și slujitor. Dumnezeu să abunde cu harul său prin a exista acolo cuvânt pentru toți cei care vor veni, vor participa la acest timp de închinare cu ocazia acestor sărbători. Și la fel, dumneavoastră, vă dorim să aveți o sărbătoare a cuvântului. Nu eliminați cuvântul Sfintelor Scripturi din viața dumneavoastră, apropiați-vă de sărbătoarea aceasta lăsându-vă conduși de cuvântul Scripturilor. Pentru că atunci vă veți întâlni cu Cel care este mesajul lui Dumnezeu pentru noi, și anume Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Vă doresc în continuare o seară bună și Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți.